Este pentru toată lumea. Am crezut totdeauna că teatru, cum spunea un mare regizor care eu am lucrat, Peter Brook, este pentru toată lumea. Nu este numai pentru intelectuali, în ghilimele, este pentru toată lumea, în sensul în care fiecare poate să descifreze un anumit palier de semnificație al acelui spectacol. Cu cât ești mai pregătit, cu cât ești mai avizat, cu atâta poți să descoperi mai multe nuanțe. Însă, totdeauna mi-a plăcut să văd în sală oameni amestecați de diferite vârste, de diferite categorii sociale și reacția lor la comun, ca să spun așa, m-a interesat totdeauna foarte mult. N-am făcut niciodată spectacole pentru public, în sensul în care m-am gândit cum să le placă, ci am făcut spectacole pornite din obsesiile mele, ceea ce mă interesa pe mine la un moment dat, și ele, dacă interesează și publicul, și de cel mai multe ori au fost foarte bine primite, cu atât mai bine.